Salutare, dragii mei! Vreau să vă arăt ce am început să tricot săptămâna aceasta și puțin și cu croșeta ceea ce lucrez deocamdată. Nu sunt toate lucrurile mele începute, mai sunt, dar nu am lucrat cu ele. De data trecută și de aia nu o să vă le arăt, o să vă arăt curat ceea ce lucrez aceste zile. Astăzi la noi este miercuri. Iată, am aici în față, iată așa un ghem foarte interesant. Acesta este fir italian, o bobină italiană. În această bobină sunt 400 de grame. Și ce avem noi aici? Se numește Cofil Ava, avem Merino 50%, avem PA 40, Lurex 10 și în 100 de grame avem 170 de metri. Îmi place acest fir pentru că este, uitați-vă, el are grosimea, se schimbă, adică merge gros și apoi mai îngust și undeva poate să meargă, ia uitați aici, poate să meargă acest lurex mai des, apoi foarte puțin, iată ce este mai puțin și are o factură foarte interesantă. Eu tricotez pentru fiica mea un pulover, iată. În reglan, model de reglan, al meu și ochiurile, acum o să le prind, cu anrelele 45 mm. Este un desen, uitați-vă, parcă acum încă nu este clar ce am făcut eu. Aici unde este firul mai gros și mai mult lurex, eu le tricotez cu ochiuri pe dos. Unde este firul simplu, adică mai subțire și lurex mai puțin, le tricotez ochiurile pe față și se primește așa o factură interesantă. Eu cred că după spălare o să arate minunat. Este destul de grosuț, este mai mult, cred eu, pentru iarnă, pentru primăvară, nu știu. Depinde dacă este o zi cu vânt sau... O să vedem pe cum o să arăt el după spălare. Eu cred că o să-mi rămâie fir. Poate nu, dar o să-mi rămâie, da. Pentru că iată deja... Deja este o jumătate, plus minus. Dar mai am și mâinicile. Mai pe scurt o să vedem, încă nu pot să spun exact. Îmi place, nu pot să mă opresc, tricotez și mai spun încă 2-3 minute, încă 2-3 minute și nu pot să dau într-o parte această plătitură ca să fac altceva. Îmi place această metodă unde sunt ochiurile pe dos cu această grosime și unii mei subțiri pe față. Este metodă interesantă. Așa, dați mai departe să vă arăt. Mai departe, eu am început o eșarfă interesantă, cu o factură iarăși interesantă, fantazie. Am, iată așa, resturi de fir. Acesta este cartopul cristal. Am diferite culori, și verde, și mai am și alb, și mov. Și iată ce fac eu. Tricotez, le răsucesc în aceste găuri și apoi le tricotez și se primește ceva. Modelul acesta el o să fie destul de lătut, o să văd undeva 30 de centimetri, lungimea, nu pot să vă spun acum, când o să fie gata, o să vă arăt. Mă gândeam să nu îl tricotez mai departe, parcă ceva nu mi-ajunge, dar... Spun cum nu mi-ajunge, pentru că lucrarea se vede când este aproape gata. De aici am 5 cm croșetate în sus și clar că nu se observă nimic. Am hotărât să-l croșetez mai departe. Fir mai am și este un lucru destul de interesant. Iată, vedeți? Și acum o să merg cu alt rând și tot așa. Iată, acesta mai este un lucru. L-am început ieri și am croșetat puțin. Mai departe am șalul acesta, care eu vă l-am arătat data trecută, dar am tricotat în
încrășetat în el puțin, undeva vă 4 rânduri. Îmi place, atât de mult îmi place. Arată foarte interesant, elegant. Așa cred eu. O să tricotez tot firul. Nu știu dacă se fac franzurile. O să văd. Și nu este, este măcuț, cum eu simt așa. N-aș spune că în ghimpă sau... Știu că mulți nu iubesc acest fir. Acest fir este alezi atlas, că ele spun că în ghimpă. Nu, eu n-aș spune că chiar... Nu știu. Puțin poate. Dar ca orice mohair. Mohair moale nu am întâlnit. Era, da, moale. Un fel de mohair, dar era foarte scump. Nu sunt de grame, nici vă pot spune prețul, era foarte scump. Și, da, acesta de obicei care este mohair, la Ernard, la Alize sau la alți producători, el este puțin așa aspru. Iată așa încă o lucrare mai am. Acum o să vă mai arăt un pulover. Am început iarăși pentru fiica mea. Într-un fir nou pentru mine se numește Yarnart Flowers Merino. Ei au Yarnart Flowers care este cu bumbac, este de vară, da, și tot este melanj. Aici 25% avem lână și 75% avem acril într-un ghem, 225 de metri și 590 grame, am vrut să spun 225 de grame. Și avem 590 de metri. Cred că într-o 100 de grame sau nu știu, nu scriu. Numărul culorii este 553. Îmi place acest fir în lucru. Îmi place cum se primesc ochiurile. Îmi place culorile. Îmi place că probabil că să-mi ajungă un ghem la un pulover pentru fiica mea, iară 10 ani. Îmi spunea vânzătoare că nu o să-mi ajungă. Și eu am spus că dacă nu o să-mi ajungă, o să mai cumpăr. Mai cumpăr. Ghemul nu este ieftin, da? Așa, un preț mediu pentru așa metraj și factură. Și cred că dacă o să-mi ajungă acest ghem, eu cred că o să-mi ajungă și puțin o să-mi rămâie, o să mai cumpăr ceva cu oranj, ceva cu... Această culoare este mai mult pentru băieți, mie îmi pare. Acum de-abia au observat când tricotam. Se e foarte bine pentru băieți, dar și pentru fete tot. Așa, dar aș vrea pentru ea ceva, poate în verde, în culori verzui, iarăși mov, poate. O să văd ceva oranj, cum am spus. Culori mai aprinse. El este deja foarte bine depurtat acum, după ce le pădăm scurtele. Nu este gros, este așa normal și arată destul de interesant. Este... Să scârțe. Este doar ochiuri pe față. Una că nu prea mi-a plăcut că se văd aceste linii, vedeți? Iată, se văd liniile unde se schimbă, se adaugă câte un fir. Iată și aici. Poate așa și trebuie să fie, adică că el este un pulover cu linii, da? Nu știu, poate așa trebuie să fie. Nu. Altceva, îmi place totul. Nu știu cum va fi după spălare, nu știu cum va fi în timpul purtării, dar când o să-l purtăm. Dar până acum, până ce, îmi place mult. O să vedem când o să fie lucrul gata, ce se primește. Și așa mai departe. Noduri nu am întâlnit, doar se întâlnește un noduț foarte micuț, unde se adaugă câte un fir. Vedeți că ele se adaugă câte un fir subțire. Și este micuț, dar el nu este la suprafață. Așa, dragii mei, eu v-am arătat totul. Ne întâlnim cu dumneavoastră în videourile
viitoare. Vă doresc sănătate și numai bine. Vă doresc o primăvară foarte frumoasă. Ne întâlnim, cred că, de grabă. O să mă strădui. Vă iubesc enorm de mult. Pa, pa!